Nu, hai cu seara bună, ca să zic așa. Am parcat, am mâncat. De fapt, eu la descărcat am ajuns. Dar Amazon a zis închis. Sunt la Murcia. Îl auzi ce fain cântă. Mamă, deci sunt de-a dreptul uimit, frate, ce au putut să dezvolte oamenii ăștia în țara asta. Nu mă un pic te rog, că vreau să zic ceva. Unde ești? Ce au putut să dezvolte oamenii ăștia în țara asta, frate, plină de piatră. Deci zic, sunt fascinat pur și simplu. Abia dimineață deschid undeva pe la ora 7, mai trec pe aici când și când mașini. Da, uite, și acolo sus sunt camioane. Eu sunt pus aici. Foarte ok. Până dimineață am toată vremea să mă hodin. Ce să zic? Hai că e bine. Auzi ce frumos cântă. Toată noaptea o să-mi cânte asta. Bravo, bro. Hai cu bună dimineața, nene. Sulai, mamă dragă, acum vreo 15 minute m-am trezit. Păi e plin de mașini aici, bă, băiatule. Bă, deci chiar nu m-am așteptat să fie așa de full. Ăsta s-a pus aici. De ce-o fi zis, bă? Nu mai las pe ăsta să iasă. Mamă, dar ce temperatură faină, vei. E temperatura aia de mers la sapă. De dimineață pe răcoare. Sau de mers la piscină. Ia, așa de bine am dormit. Văd că s-au oprit grelele. Dar am ceva spațiu aici în spate să mă dau. Ăsta a fost mai inteligent. Dar a rămas aici, știi? Ca să pot să vin eu ușor aici în spate. Mamă, dar ce am dormit, bă, băiatule. Hai de cap, dar vezi acolo sub, sus și acolo sunt mașini mici. E plin peste tot. Dar așa somn l-am băgat. Hai de cap, de nu poți să-ți imaginezi. E răcoare, așa e foarte fain. Mai am de stat un pic. După care trebuie să mă duc aici la primul sens girator. Eu am făcut stânga. Mamă, deci fii atent, frate, eu sunt... Tot timpul sunt uimit, bă, băiatule. De amazoanele astea, mă. Bă, deci sunt o grămadă de oameni aici. Îți dai seama, toți oamenii ăștia trebuie plătiți. Deci eu cred că Amazonul ăsta face la bani, frate, de n-ai de... Ceva așa, peste intelectul meu, ca să zic. Și ăsta este mic încă, Amazonul ăsta. Sunt altele gigantice. Da. Ce să zici? Asta, băi. Am dormit bine. Greiraș, bună dimineața, bro. Unde ești? Nu răspunde ăsta, mă, cred că doarme, s-o fi pus el la somn. Da, haide să înceapă ziua, să livrăm și noi mașina. Ai, 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 mi-a mor, tulai, vetă. Buongiorno, nu-i buongiorno, mă, că aici e altfel să zice la ăștia, nu știu cum se zice, habar n-am. Să pornim extraterestru. Punem aici luminile. Să închid ușa. Ideea știi care? Că pe treapta asta de aici îmi las tot timpul papucii, știi? Iar pe partea cealaltă îmi pun încălțările. Închidem aici pe ușa. Dai să-mi iau vesta pe mine. Param, pam, pam, param, pam, pam. Trebuie să las asta așa. Invers, invers, invers. Să pun și asta. Trebuie să pun asta aici. Băi, dacă m-am trezit acum dimineață, frate, și zic că când am dat asta la o parte, văd o mașină aici, zic, tu l-ai, mamă dragă, zic, cum ai parcat, bro, aici? 15.
E bine, bine, e foarte bine. Hei! Da, mă, cum să nu? Să vedem care e programul de azi. Mă duc direct echipat, bro, dar cum să nu? Aici pornesc și aplicația lui Soare. Oh, a și dispărut cursa, bro, de aici, nici nu mai am. Cică Valentin nu mai e nicio cursă. E perfect, bro. Unde duc remorca atunci? Param. Pam, pam. Aici, în Spania, că și aseară m-am uitat destul de atent. Eu sunt la Murcia, iar simbolul pentru Murcia este M și U. De la MU. Da? Asta e, n-ai ce face. Să... Oare care era... Stai mă, unde te uiți? Stai că sunt aici. Nu mai știu care era distanța în spate, știi? Dar aflăm dacă mă duc așa ușurel. Cred că aflu. Dă așa un pic. Dă-o aici pe R. Nu striga că este bine, crede-mă și ai încredere în mine. Oare să mai dau un pic? Gata, mă, că e suficient. Acum mă uit în oglinda aia de acolo, știi? În care eu nu prea văd eu destul de bine, dar zic doar că o să trec și atâta tot. Și după aia mai mă uit la colțul de la remorcă, știi? Și zic, Doamne ajută să iasă și remorcă. Că altfel n-am ce să zic. Știi? Și dacă iese și remorca, înseamnă că m-am descurcat. Și domnul instructor cu care am executat școala o să zică, bravo bă, un campion, vezi ce am făcut din el? Bravo mă băiete! Așa, e bine până aici, stai să aprindem toate luminile. Eu aș mai fi dormit, aș fi preferat să deschidă și ei pe la 9:30. Deci vezi cam pe zona asta pe aici sunt ăștia cu mașinile mici. Vezi, mai jos încolo nu sunt. Adică sunt și încolo, dar mai puține. Îmi zice ăsta să-mi pun centura. Îmi zic, lăsă-mă că o pune data viitoare. Că stăteam aici, nu e nevoie. A, nu la primul sens, mă, dincolo trebuie, da. Mamă, dar ce... Uite luna, bro, ce fain arată. Mamă, ce frumos se vede. Mamă, dar sunt uimit, frate, ce chestii faine au făcut. Mamă, deci data viitoare mai încoace, mai pe jos, trebuie să vin să mă parchez. Fiate și la stâlpul ăsta aici, vezi? Au făcut așa o potecă din asta. Foarte tare, frate. Pe aici trebuie să intru, bro. Vezi? Dar ăștia încă dorm aici, mă. Și ăsta la fel. Dar pe cine știe? Stau, mă, să-mi pun centura asta, frate. Nu n-auzi cum face asta. Așa. Ia uite și aici. A, aici sunt mașinile astea de delivery, astea mici. Așa, și așa. Mamă, deci luna aia ce magie arată, frate. Nu-mi place că
Nu poate camera asta să focalizeze cum trebuie, dar chiar arată super. Na, uite că sunt ceva camioane care stau acolo la rând. Și o luăm pe aici, bro. Așa. Acceso camiono. Alotrax. Hai, bici, pe aici. Încetuți. Argeș. Peste tot. Florentin 88. Te salut, bro. Peste tot găsești român, mă, cum să nu? Uite, ăsta a mers pe jos să întrebe dacă poate să descarce sau dacă poate să încarce, știi? Am făcut și asta odată, dar nu mai fac, că nu am de ce. Eu trebuie să pornesc programul și să mă duc cu mașina. Păi da. Acces la tutti camioni. Hop, hop și șap, hop. Și mă duc aici frumos, stau la rând. Aseară am venit aici, nu era nimeni, ia? Și m-am dus până în față, încolo, știi? Și a trebuit să dau niște pion din aia la o parte de acolo să mă pot întoarce. Vezi că și scrie unloading și loading pe partea alaltă. Deci toți ăștia sunt încărcați. La fel și eu. Bă, dar de ce-i sta așa ridicatul ăsta sus, mă? Ce-o fi pus, frate? E prima oară când văd așa ceva. Deci fii atent cum are sus acolo, vezi? Că are ridicată asta. Ciudat. N-am mai văzut așa. Da, bun, de ajuns am ajuns. Punem aici beculețele. Dăm aici pe ăsta, neutru. Tragem și frânuța asta de mână. Și oprim motorul, mă, că am mers prea mult. Gata, bro. Aștept să intru înăuntru, să-mi dea rampă și din alea. Să-mi zică unde las remorca. Dar cred că pe aici, pe undeva, pe unde sunt și remorcile astea la alte, știi? Hai că am mai avansat un pic. Luna a plecat la ea acasă, se pare. Și a venit bărbatul ăsta, Sorelis, încălzitorul puternic. Cine știe câte grade ori fi și astăzi. Am văzut că ăștia anunță ceva ploi, dar nu azi, mâine. Aici este altfel politica, văd că este domnul ăsta de aici și femeia aia de acolo a venit, mi-a luat numărul de la mașină și l-a pus în rucsac și a plecat cu el. Și l-a notat pe o hârtie acolo și i-am dat și CMR-ul, știi? Să-și noteze referința și probabil că merge încet, încet până acolo în față, câte unul, câte unul, și după aia îmi spune unde trebuie să las remorca. Și Sorel se ridică. Da, vrea să încălzească el bine. Aici este ceva aerodrom, nu știu ce este, pentru că acolo în clădirile alea am văzut ceva avioane, din alea mici. Mici, mici! La 7:19 trebuie să ajung. A zis că este undeva în partea stângă aici. Hopa. Trebuie să nu se închidă asta. Am mai păsit o dată că au început alea să se închidă. Zic, tu la evetă, mai deschide-le vreodată. Să mă dau un pic mai în stânga, să nu le fărâm. Da, dar tu îți dai seama că mă pun ăștia să le fac după aia înapoi. Stau aici vreo două luni. Ia uite avionul, bro. Au ceva aeroport pe aici, pe aproape, nu mai știu pe unde. Bă, cât a zis, mă? 719. Aha. Aici este un giro, o rotundă, adică un sens. Nu știu unde este delivery room, știi? Că vreau să... Dar cred că pe aici o fi. Sau cel puțin sper. Vreau să mă duc să-mi iau niște apă, știi? Cred că acolo este, da. Hai să găsim 719 mai întâi. Cât am zis, mă, 719, bun, băi, dacă mai ești de 3 ori, cred că mă amețești de cap. 706, 74, 711, 712 și continuăm drept înainte, băi, da,
Cât ai zis, mă? 719. Ah, ok. 671. Băi, ești nebună, chiar aici trebuie să parchez. Deci 719. Între remorca albă și remorca blueberry. Blueberry? Blue Beam. Param pam pam param. Unde e, mă, găurica aia? Unde e găurica, bro? Ai, acolo, tu l-ai vetu. Error. Vumba. Vumba, vumba, vumba. Vumba, vumba, vumba. Da, cred că un pic mai așa ar fi trebuit. Mamă, aproape drept, frate, îți vine să crezi? Lasă-mă, că dacă nu le convine, o mai îndreaptă, e bine, mă. Uneori e mai strâmb, altor e mai dreaptă. Ce vrei? Să lăs aici încetuți. Încetuți cu treabă bună. Gata, bro? Suntem la maxim. Aleas, aleas, aleas. Facem aici o treabă. Ăla odată. Ei, buongiorno tutti. Așa. Venim aici. Facem așa. Așa. Numărul 3. Numărul 3. E chiar aici. El numero. No, bun, mănușile la loc. Pulăm aici, închidem ușa. Fie totul exemplar, mă, băiete. Îi dăm aici pe drive-us. Bun, stop mașina. Apăs aici pe bigle ăsta. Așa, ridică, ridică, ridică. Hai, puternicule. Iată, zici că e aproape dreaptă, vezi? Ți-am zis eu. Să mai manivelez ăsta un pic. Așa. Invers. Așa. Mamă, Sorelis! Unu, doi, el numero tres, patru și cinci. Bun, bun. Bun aici, ăsta aici. Lăsăm acum jos. Ba, aici trebuia și lăsa o manivelă să-l las jos. Bun. Un picuț mai în față. Drive.
și stop. Am ieșit. Dă pe ăsta. S-a echilibrat. Atunci oprește motorul. Mă duc să-mi iau un bidon de apă de aici. Și după aia ies afară. Gata, bro, mi-am luat și niște apă. 5 litri, dar cum să nu? Ca la market. Am luat și un cofitos din ăsta. O duc acum să-mi ștampile 10 mereurile. Și gata. Păi și dacă zic că ia ceva, că ai stat prea mult? Păi și dacă zic ce? N-au voie să zică? Ca o gură, pot să zică. Care e principalul rol? Care e prima chestie care trebuie făcută? Ia fii atent, că încă fac și așa. Fac aici giros. Dar cum sunt? Și ies pe exact cum trebuie, bro. Primul lucru, cel mai important din ziua de astăzi, din ziua de mâine și din câte ori mai fi, este propria persoană, bro. Dar cum să nu? Am mai stat odată la un Amazon, tot așa, am dezgățat, am fost să iau ăsta și cu o comentată aia, știi, că domnule, aia, că zice, ia camionul, că trebuie să iau remorca. Ho, bro, așteaptă, că mi-e misete. Da, bine, mă. Și treaba e bună! Gata, nene. Am luat și CMR-urile ștampilate. Cursă terminată. Uite, bro, că e un avion din ăla mic acolo, dar este și ceva aeroport aici la Murcia ăsta, Murcia, cum se spune, că se zice, că habar n-am cum se numește. RMU1. E un nume din ăsta de cod, știi? Da. Aici autobanda. Mă opresc acum să trimit o poză cu CMR-ul și să întreb: ce facem, nene? Poc. Cred că o să trebuiască să mă îndrept spre un alt Amazon, știi? Pentru că de aici cursele sunt cam proaste, ca să zic așa, foarte slab, știi? Se poate pleca de aici. De obicei am înțeles că marfa care ajunge în Spania, cel puțin din Germania, este foarte bine plătită. Iar cea care pleacă din Spania spre restul Europei e mai puțin bine plătită, știi? Oricum, când ia o cursă din asta, iese bine acolo la plus, nu-i problemă. O să mă întorc pentru că eu știu că am venit din stânga de acolo. Vezi că ai stop, Valentin. Pe ce am zis eu ceva? Da, nu, că rămân aici, mai bine. Uite aici. Ai ciuparu bas. Gata, exemplarul aici. Neutru. Mai neutru. Neutru de tot.